Putem. Dar ne dorim să facem asta? Am încercat să facem asta. De risipă alimentară se discută de foarte mulți ani. Multe produse sunt aruncate de la noi de acasă sau de la mari producători, marele rețele de magazine, la fel fac același lucru la nivel mondial. Problema nu este însă doar în celelalte țări. În Republica Moldova, în continuare, avem aceeași problemă cu multă risipă alimentară. În această dimineață ne-am propus să discutăm pe acest subiect, în mod special că suntem și în prag de conștientizare a risipei alimentare la nivel mondial. E o zi internațională, care astfel se numește, în data de 29 septembrie, dar despre 29 septembrie vom puncta foarte curând, pentru că alături de mine este domnul Oleg Paraschiv, director la Banca de Alimente. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pentru cei de acasă vreau să reamintim ce este Banca de Alimente, pentru că ulterior să procedăm la discuție. Banca de Alimente este o structură care a venit să dezvolte mecanismul de recuperare a produselor din lanțul agroalimentar gratuit, la fel gratuit să doneze aceste produse către serviciile sociale. Ceea ce ar însemna că marele lanțuri de magazine, pur teoretic, donează produsele alimentare pe care știu ei că nu o să le mai vândă, pentru că nu mai au cum, din punct de vedere fizic, să o facă, și aceste alimente ajung la anumite categorii sociale. Exact, vorbim de lanțurile de magazine care ar putea să facă această donație, dar vorbim și de alți agenții economici de lanț agroalimentar, pentru că aici pot fi diferite întreprinderi care au, nu știu, cultiv roșii, castraveți, varză sau fructe, care, nu știu, având un suprastoc sau știind că nu reușesc să vândă produsele într-un anumit timp, pentru că nu au capacități de depozitare în niște condiții optime, pot apela la Banca de Alimente, noi recuperăm orice cantitate și orice tip de produs și să le oferim la serviciile sociale. Pentru că... Și acestea produse unde ajung, ca să înțelegem mai exact? Da, când vorbim de servicii sociale, vorba de cantine de ajutor social, aziluri pentru bătrâni, centre de plasament pentru copii, centre maternale, toți cei care nu își permit să asigure minimul necesar de produse alimentare. Și produsele astfel ajung în toată Republica Moldova. Exact. Noi... Asta nu ne axăm doar pe Chișinău. Exact. Când avem cantități mai mari sau care necesită o distribuție rapidă, atunci ne limităm la Chișinău. În rest, noi suntem deschiși și chiar sprijinim servicii sociale din întreaga Republică. Până acum, cred că am sprijinit în jur de 40 de structuri sociale care au în grijă peste 5.000 de oameni. Și dacă e să facem referire la cum a evoluat toată această poveste în Republica Moldova, comparativ cu acum 2 ani, cum suntem astăzi? Sunt mai mulți producători ce își doresc să doneze? Numărul lor crește, dar crește foarte încet și asta e munca noastră pe care o facem zilnic și vă mulțumim pentru invitație, pentru că astfel putem ajunge și la mai mulți agenții economici care probabil nu au știut de Banca de Alimente, care probabil nu știu, au o anumită frică de a dona produse alimentare. Suntem într-o dinamică pozitivă, dar în continuare știm că există foarte multe produse alimentare care riscă să ajungă la gunoi și în continuare rata de sărăcie în Moldova crește, pentru că conform datelor statistice, o treime din populație se află sub pragul minim de existență. Ceea ce ar însemna că avem și foarte multe persoane care ar avea nevoie de acest produs alimentar. Exact. Noi mergem la cantine unde donăm produse alimentare și vedem acolo bătrâni care, pentru unii din ei, din păcate, e unica masă caldă de care beneficiază și asta datorează o parte și din produsele care vin de la Banca de Alimente donate de agenții economici. Uitam și peste cifrele mondiale, pentru că trăim într-o perioadă în care am putea spune că trăim mult mai bine, avem tehnologie, parcă nivelul de trai este unul mult mai ridicat comparativ cu ce se întâmplă acum câteva decenii și totuși peste 800 de milioane de persoane în continuare suferă de foame, peste 800 de milioane de persoane nu au ce să mănânce. Exact. Raportat în Republica Moldova? Exact. La nivel global cifrele sunt foarte mari. La fel și în Republica Moldova avem, cum spuneam mai devreme, avem un număr foarte mare de persoane care trăiesc la limita existenței, dar din păcate sunt foarte multe produse care se aruncă. Pentru că a crescut prețul produselor, oamenii au mai mică accesibilitate, în sens că nu își pot permite să cumpere aceste produse. Ele, șezând o perioadă mai lungă pe rafturile magazinelor, inevitabil nu vor fi procurate pentru că, teoretic, nu are cine să le cumpere. Dintre cei care ne urmăresc în această dimineață, pentru că nu toată lumea este producător, antreprenor, nu toată lumea are aceste lanțuri agroalimentare, dar sunt mulți care ar avea posibilitatea să vină, să doneze, să aducă anumite produse alimentare. Sunt mulți care, poate, în urma acestui dialog, vor fi mai conștienți să nu mai procure atât de multe și să facă risipă alimentară pentru persoanele fizice. Există anumite momente în care pot să vină să doneze?
Pentru persoanele fizice, noi în fiecare an, în luna noiembrie, organizăm o colectă de produse alimentare în supermarketurile din țară. Atunci este momentul în care fiecare poate veni și dona o cantitate mică sau mare, atât cât își permite de produse alimentare, pentru că asta vine să plinească stocurile băncii de alimente. Noi zilnic recuperăm produse din anumite lanțuri agroalimentare, dar aici vorbim de pâine, legume, fructe, cantitățile nu sunt foarte mari și atunci când venim să sprijinim o cantină sau un alt serviciu social, e bine să mai adăugăm din ce avem noi în coș, pentru că astfel putem să sprijinim real aceste structuri. Dar risipa de alimente nu înseamnă doar alimentele care se aruncă, nu știu, în câmp, în procesul de procesare, depozitare sau vânzare. Ea se întâmplă la fiecare din familie sau în mare parte. De asta, din cele 30% de care pomeneam mai devreme de produse alimentare care sunt aruncate, o treime sunt aruncate din frigiderul nostru, practic. Acestea au câteva zile. Dar exact. Vreau să înțeleg dacă suntem cel puțin aproape, pentru că conștientizez că nu suntem nici măcar la jumătatea valorii de ceea ce am putea noi să colectăm, dintre produsele pe care le risipim și cele colectate, suntem cel puțin aproape de jumătatea cantității? Eu cred că suntem la 5%. 5% doar. Exact, pentru că noi recuperăm în prezent de la 20 de întreprinderi, doar un singur lanț de supermarketuri, dar noi știm că sunt foarte multe. De asta credem că cantitatea care poate fi recuperată este una foarte, foarte mare. În continuare muncim pentru asta și ne-am bucurat dacă în demersul nostru s-ar alătura și alți agenții economici. Ați fost recent în Italia, pentru că și acolo există un program similar. Cum funcționează în Italia? Da, am fost în Italia cu echipă sau reprezentanți autorităților centrale, autorităților sanitare, mediul de afaceri, pentru a învăța de la cei mai buni, pentru că în Italia Banca de Alimente funcționează de 30 de ani. Am văzut lucruri extraordinare, unele pe care încercăm să le facem și noi la capacități mai mici, dar lucrul care ne-a fascinat pe noi este felul în care toți cumva merg pe același obiectiv comun. Pentru că atât autoritățile sanitare, cât și cele fiscale din Italia vin să sprijine și să încurajeze transferul sau donarea de produse. Pentru că nicio țară din lume nu va reuși prin capacitățile financiare să sprijine toată populația vulnerabilă și atunci încerc să activez alte mecanisme, iar stimulentele fiscale, niște reguli clare sanitare, pentru că în primul rând trebuie să ne gândim la sănătatea celor care primesc aceste produse, iar produsele sunt de o calitate bună, sunt sigure pentru consum și asta am văzut noi acolo și sperăm să preluăm cât mai multe și să reușim să implementăm și Republica Moldova. Foarte bine punctat și vreau să deschidem paranteză. Produse ce sunt recuperate nu ar însemna produse alterate. Sunt produse bune de consum, produse doar pe care le donează anumiți agenți economici pentru ca aceste produse să ajungă și la alte persoane. V-au povestit la început cum a fost în Italia? Dacă la început au fost deschiși agenții economici sau nu? Au fost la fel de greu. Noi acum, de fapt, suntem cu 30 de ani în urmă, cred, în care, din păcate, Republica Moldova este mai rentabil să arunci produsul, chiar dacă sună paradoxal, decât să-l donezi. Cu asta s-au confruntat și ei. Au durat 10 ani de zile în care se există paritatea între a dona produsul și a-l arunca, iar acum cantitățile pe care le recuperează sunt foarte mari. Chiar dacă Italia are un nivel de viață mult mai bun și o economie mult mai dezvoltată și acolo 5 milioane de oameni sunt la limita sărăciei, într-o populație de 60 de milioane și atunci prin mecanismul băncii de alimente reușesc să recupereze sute de mii de tone de produse alimentare și să hrănească milioane de oameni. Da, ați menționat că l-a luat 10 ani, bine, pentru că legislația, din ce îmi dau seama, exact, să fie creată astfel încât să fie un mecanism viabil. Pentru agenții economici, cât de deschiși au fost ei în Italia? Sau a ținut tot la fel de legislație? Agenții economici sunt la fel de legislație, pentru că, în primul rând, e vorba de trasabilitatea produsului. Vă spuneam că atât pentru ei, cât și pentru noi, prioritar este sănătatea omului. S-au axat pe zonele în care există risipă de alimente, unde le pot prelua, unde le pot prelua în siguranță și le transmit în siguranță. Pentru că spuneați mai devreme, nu neapărat înseamnă produse de proastă calitate. Vreau să vă spun, noi la bancă primim chiar produse premium, în care cineva crede că va reuși să le vândă pe piața Republicii Moldova, nu reușește și atunci ele ajung la banca de alimente. Asta se întâmplă în toată lumea. Noi suntem tentați când mergem în magazine să luăm ce e mai frumos, ce e mai arătos la așa ne-am obișnuit, să vedem exact Forma fizică aia. Vizual și atunci un produs care are un
mic defect nu vom lua azi și atunci el peste două zile riscă chiar să ajungă la gunoi dacă nu este preluat la timp. Și așa se creează și acea groapă de gunoi, pentru că exact. Și acest detaliu este important, că totul are cauză-efect. În cazul în care sunt risipite și aruncate, se creează și acele grupe de gunoi și e o altă problemă, pentru că ulterior trebuie să... Da, noi vorbim și de gropile de gunoi, vorbim și de toate resursele care le folosim atunci când creștem un kilogram de legume sau un kilogram de carne, pentru că se folosește resursă umană, resurse energetice care sunt din ce în ce mai scumpe și vorbim în final și de 8% amprentei de carbon asupra schimbărilor climatice datorat lanțului agroalimentar. Vreau să vă întreb și de această dată de 29 septembrie, pentru că atunci la nivel mondial cu toții probabil vor fi foarte multe discuții, vor fi anumite forumuri, vor fi anumite întâlniri, poate rezoluții în cadrul unor organizații care vor fi semnate în privința risipei alimentare. În Republica Moldova se pregătește ceva pentru această zi? Noi în fiecare an încercăm să aducem în prim plan această tematică privind prevenirea risipii de alimente. În acest an încurajăm comunitatea online să împărtășească cu experiențele lor de zero risipă în gospodăriile personale, să posteze aceste exemple, să încurajeze și prietenii și vecinii ca să... Da, e aici o muscă mai jucăușă, nu știu de unde a venit, dar e destul de matinală și această muscă. Am să vă rog să continuați. Da, să împărtășească experiențele lor, să provoace și alți prieteni, pentru că în felul ăsta putem învăța împreună cum putem preveni risipa de alimente în familiile noastre. Ar trebui să o facem și până în data de 29, dar pe 29, cu alte cuvinte, încercați să demonstrați că nu faceți risipă alimentară. Cel puțin pentru o zi încercați să faceți lucrul ăsta. Și probabil un bun exemplu ar fi să fim mult mai atenți ce procurăm în momentul în care mergem. Că supraplusul de produse, asta duce la risipă. Exact, asta este de unde să prevenim risipa de alimente. Cred că, în primul rând, dar înainte de a merge la cumpărături, trebuie să uităm în frigider, să facem o listă de produse pe care vrem să le procurăm, pentru că trebuie să înțelegem că de partea cealaltă sunt supermarketurile care se gândesc cum mai mult să ne vândă. Și atunci există anumite promoții, au și anumite strategii de a reduce risipa și atunci anumite produse care sunt la limita scadenței sunt cu preț redus, suntem tentați să mutăm produsele din depozitul lor în camara noastră. De asta trebuie să respectăm anumite reguli minimale care ne ajută să prevenim risipa de alimente. Mulțumesc mult pentru dialogul din această dimineață. Vă doresc mult succes în continuare.